Prin manifestările organizate cu acest prilej, cum ar fi expoziții, conferințe și mese de lucru, se urmărește conștientizarea necesității protecției păsărilor prin protejarea habitatelor și a naturii în general, dar în special a speciilor în curs de dispariție, fapt care impune eficientizarea eforturilor de conservare a biodiversității zonelor aflate în proces de degradare. Județul Giurgiu beneficiază de o natură generoasă, populată de o mare varietate de păsări, însă preocuparea față de păsări este foarte limitată în pofida diminuării efectivelor multora dintre acestea și aceasta ca urmare a degradărilor intervenite în mediul înconjurător în ultimele decenii și mai cu seamă datorită acțiunilor antropice ale omului. Păsările sunt luate de mult timp în considerare ca etaloane care pot trage semnale de alarmă referitoare la starea mediului. Este evident faptul că pentru a ocroti păsările trebuie păstrate nealterate caracteristicile mediului înconjurător, cu tot ceea ce implică aceasta. Și aici am putea să facem referire la reducerea și eliminarea poluării atât a apei, solului, cât și a aerului. De asemenea, diminuarea cantității de pesticide utilizate în agricultură și chiar în silvicultură. Și nu în ultimul rând, refacerea unor habitate, păduri, mlaștini, pajiști, cum este cazul județul Giurgiu, într-o formă cât mai apropiată de cea naturală. Statisticile recente arată că aproximativ 12% din cele peste 10.000 de specii de păsări din lume sunt în pericol să dispară în acest secol. Supraviețuirea lor depinde de sprijinul acordat de toți oamenii planetei, de măsurile de conservare și de protejare impuse de oameni.